Tiem saviem judecători cinstiți, onești, verticali. Dar noi nu-i apărăm, nu-i protejăm. Noi știm numai să batem cu pietre întrăși. Fost majorare de salariu și alte categorii de angajați ai statului. Dar niciodată nu s-a făcut atâta tamtam în presă despre majorarea salariului, cât tamtam s-a făcut în privința anume a judecătorilor. Și feresc, judecătorii decid. Ajungi la o vârstă după 25 de ani de lucru și îți pare rău că ai pierdut 25 de ani după atâtea pune grele a judecătorilor. Unii judecători spun că se duc undeva la o zi de naștere, la întâlniri cu prieteni, cu străini chiar, și parcă sunt timizi, sunt, să spună că sunt judecători. Judecătorii trebuie crescuți, trebuie formați. Și la noi asta nu se întâmplă? Nu prea. În ansamblu, în Republică creăm așa situație când funcția de judecător devine neatractivă. Ne s-a reproșat că și la implementarea legii privind comasarea instanțelor noi am opune rezistență. Care rezistență? Unica metodă de a opune rezistență din partea judecătorului este să depună cerere de demisie și să plece. Dacă aceștia opun rezistență, să duc săraci, își pun mâinile în cap și să duc. Voi, doar jurnaliști, așa v-ați înarmat, v-ați zăpustit că nu mai vedeți ce face în jurul vostru. Numai judecători, te trebuie să tragi din cauza judecătorului gata. Eu spuneam încă mai devreme, o să revin în istorie, în legătură cu evenimentele din aprilie. Știi, țineți minte câți judecători au fost punegriți și a fost dată cineva afară din procurori, numai judecători.